Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Eu Psihologie. Astăzi vom discuta alături de Ramona Andrei despre rănile emoționale. Bine ai revenit la noi, Ramona. Mă bucur că... Bine te-am regăsit. Hai să zic, care este povestea aceasta a rănilor emoționale? Mm. Ce se întâmplă? Ce-i cu ele? Când apar? Ce putem face legat de ele? Știi, astăzi, chiar astăzi am vorbit și am lucrat cu cineva despre o așteptare pe care o avem și care cred că este culturală, așa. Cum că mediul, asta poate să însemne părinții, lumea, ceilalți, ne oferă tot ce avem nevoie. Și nu realizăm că progresul fiecărei generații, mai ales în ultimii 50 de ani, este atât de rapid încât mediul nu mai face față nevoilor noastre. Umanitatea evoluează atât de mult și atât de repede încât fiecare generație vine cu niște nevoi care pentru generația anterioară unele sunt SF. Pare banal acum pentru noi, cu atât mai mult pentru noi două care probabil am fost preocupate de, nu știu, dezvoltarea noastră, de binele nostru emoțional, dar ar fi bine să nu uităm că pentru generațiile anterioare, nevoia de iubire, de exemplu, a fost science fiction. Adică în condițiile în care prioritară era nevoia de supraviețuire, binele emoțional al copilului nu exista. Pe harta mentală a adultului nu exista. Bine că ne-ai dus în zona asta, că mă gândeam deja la Fimiu, care are tot felul de nevoie. A zis că el vrea iaht, vrea mașină electrică, când a zis de SF. Ok, bine că ne-am dus către zona asta. Ei vor lucruri SF. Și noi avem un adolescent acasă care ar vrea să devină un extraordinar de bun profesionist, fără să parcurgă etapele. Vrea să se întâmple, dacă se poate, ieri și fără niciun efort. Și recent l-am adus cu picioarele pe mâini și am spus, eu cred că poți orice. Dar va trebui să parcurgi etapele. Mai repede, mai încet, tu hotărăști cât și cum poți, dar va trebui să parcurgi etapele. Și orice dezamăgire vine pe fondul unei amăgiri. Și apropo de rănile emoționale, ele vin pe această amăgire. Cum că noi, minunați așa cum suntem, chiar suntem minunați toți, aterizăm în lumea asta și toate nevoile noastre sunt împlinite și suntem primiți așa cu brațele deschise și uităm că în lumea asta aterizăm între oameni, mama, tata, care au nevoile lor, posibil mult mai puține decât ale noastre, posibil nici măcar să nu le înțeleagă. De multe ori rănile acestea apar la vârste la care suntem preverbali sau non-verbali și nu știm să spunem, știi, am nevoie de mai mult contact, știi, am nevoie de mai multă iubire. Ei sunt în dulcea inocență pentru că cred că au făcut tot ce se putea mai bine și așa apare dezamăgirea. Și dezamăgirea profundă și generalizată merge către rană. E adevărat că există situații și nu vreau să le ignorăm. Există situații neprevăzute, șocante, dureroase, fizic, mental, emoțional, care sunt greu de procesat. Acestea sunt, de fapt, rănile. Dar cumva am vrut să vorbesc și despre amăgiri și dezamăgiri ca să înțelegem fondul. Cum ajungem la rană? Adevărul este că undeva nu avem o cultură a adaptării la viață, la diversitatea vieții. Începuse să spui că generațiile anterioare se canalizau pe nevoia de supraviețuire și că acum vorbim despre nevoia de iubire. Ce vrei să spui? Că bănesc că nevoia de iubire o aveam și în trecut, adică și celelalte generații. Nu am înțeles foarte bine ideea. Știi, vorbim de niveluri de conștiință diferite și aș vrea să explic un pic la ce mă refer. Teoretic, toți avem potențialul să fim orice ne dorim și să facem orice, fiecare evident, punând mai mult sau mai puțin efort în funcție de fondul pe care îl are, de ce exemple are, de ce, nu știu, energie și nivel de energogeneză are. Sunt oameni care generează foarte repede energia și o regenerează cumva
și reușesc să o orienteze foarte bine, sunt persoane care sunt ceva mai lente la capitolul ăsta și au nevoie de timp să digere o experiență, sunt persoane care se mișcă foarte repede. Dar dincolo de asta, fiecare dintre noi are ceea ce se numește nivel de conștiință. Nivelul de conștiință, la modul cel mai pragmatic și psihologic, nu metafizic, se referă la cum privesc viața, prin ce ramă, prin ce cadru privesc viața. Și dacă m-am născut într-o perioadă în care instabilitatea socială, materială, chiar fizică, este foarte mare, nu am timp să mă gândesc, nimeni din jurul meu nu se gândește la iubire, la conectare, la apartenență, la împărtășire, pentru că viața, în clipa aia, îmi cere în primul rând să supraviețuiesc. Okay. E legea vieții care spune înainte de orice, înainte de a fi fericit, înainte de a procrea, trebuie să supraviețuiești. Și ăsta e un nivel de conștiință care a fost cumva cerut istoric. Adică oamenii chiar n-au putut să ofere mai mult în condițiile în care, gândește-te că generațiile anterioare au trecut prin comunism, un comunism agresiv. Bunicii părinților noștri au trecut prin războaie, foamete, agresiune, violențe. Și pentru acești oameni supraviețuirea a fost prioritară. Și când simți că viața este atât de instabilă, lucrurile astea, nici măcar nu îți trece ideea prin minte că ar fi important și altceva, și stare de bine și fericire. La asta mă refer, apropo de nivelul de conștiință. Pe măsură ce viața a devenit ceva mai stabilă, oamenii au început să poată să-și extindă perspectiva și se uite la viață și altfel. Și dacă ne uităm la generația părinților noștri, a început să devină importantă iubirea în cuplu. Au început să aleagă nu doar pe principiul siguranței, cine mă va proteja, cine mă va hrăni, ci și pe principiul cu cine voi fi fericit. Uh-huh. Și am ajuns noi să spunem, e important și să fim iubiți, e important și să iubim, dar e important și să avem o semnificație în lume. Și vin copiii noștri și spun, stai așa? Că eu vreau să fiu creator. Toate lucrurile astea le am împlinite de voi din trecut. Voi le-ați integrat. Eu acum vreau să fiu creator. Să folosesc toate lucrurile astea și să dau un sens vieții în genere. Să creez cu elementele astea, nu doar un sens mie. Și cam aici suntem. Rănile apar atunci când discrepanța între nevoia mea și realitate este foarte mare. Atunci când nivelul de conștiință, și să nu uităm că inclusiv copiii neverbali evolutiv, la vârste la care nu pot să-și exprime gândurile și trăirile în cuvinte, iau decizii. Observă viața și trag niște concluzii. Sunt primare, nu sunt mentale, nu sunt raționale, dar trag niște concluzii. Și cam știu cum ar putea să fie viața. E o discuție lungă legată de cum și de unde știu și de unde știm. Dar se pare, eu lucrând foarte mult cu oamenii și cu perioada aceasta preconștientă, cu povestea nașterii, cu mesajele pe care le-am primit când am fost împinați în viață, am constatat că avem o idee, cam știm cum am vrea să fie, cam știm care este firescul și normalul în sensul acela de sănătos, nu în sensul de norma socială, ci în sensul de sănătos. Știm ce ne hrănește. Ce înseamnă povestea nașterii? Povestea nașterii este un proces în care explorăm metafora relației noastre cu viața. Mm-hmm. În funcție de cum suntem primiți și cum reacționăm la mesajele, la evenimentele din momentul concepției până în momentul nașterii, noi ne creăm o imagine despre viață și despre noi, despre sine. Adică de la momentul în care, să zicem, părinții fac dragoste, tatăl poate nu-și dorește un copil fix în perioada aceea, mama își dorește foarte tare și asta face parte din povestea nașterii. Rămâne o amprentă emoțională acolo. Știm deja lucrul ăsta, știm că celula primește acel
impuls electric, emoțional și știe ce se întâmplă. Și în cazul în care, să zicem, tatăl nu și-a dorit copilul, dar care, mă rog, într-un final acceptă prezența copilului și îl iubește din tot sufletul, poate să rămână ca o formă de rană emoțională acolo undeva în interior? Știi, poate să rămână, dar n-aș generaliza. Okay. Am lucrat cu oameni diversi și am constatat că unii au spus nu-i nimic dacă nu mă vrei tu, eu te vreau și sunt iubit oricum. Au fost oameni care au primit mesajul ăsta de respingere și au spus nu, așa trebuia să fie tata, sunt dezamăgit și aici apare rana. Au fost oameni care au spus whatever, life is fun, e frumos oricum, ia uite ce de lumină, ia uite ce bine, ce cald e aici. Tu îi dai și tu pe brază, ceva de genul ăsta. Și asta este parte de unicitate și în general eu cu asta lucrez, când lucrez cu oamenii. Cu partea asta de unicitate și de alegere. Le aduc aminte că au dreptul să aleagă. Că au avut și atunci dreptul să aleagă. Au ales din niște opțiuni pe care le-au văzut în momentele acelea, instinctiv, intuitiv. Instinctul de protecție este adaptativ, e foarte bine că l-avem, dar acum, la vârsta adultă, da, pot să fac altă alegere, inclusiv legat de trecut, inclusiv, adică mă pot întoarce în acel moment și pot să schimb ceva. Nu mă întorc, nu fac o călătorie efectivă în timp, nu am ajuns la nivelul ăsta să facem călătorii science fiction, cum spuneam, ci fac o călătorie mentală. Mă întorc în momentul acela în care am luat o anumită decizie, în care m-am uitat la un anumit mesaj pe care l-am primit și schimb atitudinea mea. Și creierul va ține cont de această schimbare și va spune aș putea să mă simt abandonat, rănit, trădat, dezamăgit sau aș putea să simt că sunt perseverent, răbdător, că radiez eu iubirea mea și la un moment dat s-ar putea să mă iubească și tată. Și oamenii descoperă de multe ori, când lucrez cu povestea nașterii, întâlnesc reacții de genul ăsta, știi? Sunt oameni care spun, ce poate să fac o celulă? Și le spun, încearcă, hai să vedem, hai să ne imaginăm ce poate să fac o celulă. Și descoperă că se întâmplă ceva. Atunci când o celulă emite un mesaj, e adevărat că ne jucăm cu imaginația. Dar creierul percepe acest joc ca fiind real și ceva se schimbă în ei. Și de unde știm asta? Pentru că se schimbă în corp. Pentru că dintr-o dată sunt mai relaxați, mai deschiși, nu mai reacționează la ceea ce numeau ei rana lor și dintr-o dată viața se vede altfel. Deci se poate lucra cu rana. Asta nu înseamnă că nu există și asta îmi repet, nu înseamnă că nu... Noi acum vorbim despre niște contexte neplăcute, cu impact, dar există și evenimente majore, foarte greu de digerat, apropo de răni. Întorcându-ne tot la această idee cu momentul în care tatăl nu-și dorește copilul, când decide copilul că el avea o anumită așteptare și este dezamăgit de reacția tatălui? Chiar din momentul în care se întâlnește la două celule sau mai târziu, la 3 ani, la 5 ani, la 15 ani? Tendința noastră naturală este spre fericire. Uh-huh. Ne așteptăm la bine și la fericire. Este acolo, în proiect, în programul nostru de funcționare, să ne fie bine. Cu această premisă venim în viață. Uh-huh. De asta și suntem dezamăgiți. Deci, oricând poate să ia o decizie că poate să meargă mai departe, că poate să schimbe ceva, sau că va alege să fie rănit și îndreptățit, să blameze, să fie o victimă, să reacționeze sau să compenseze. Căci, în general, cam astea sunt mecanismele reactive. Deci, oricând. Dar tendința naturală este la fericire. Adică ne așteptăm la cald, bine, iubire, siguranță. Cam astea sunt lucrurile pe care oamenii le descriu în momentul acela al concepției. Asta dacă nu există, într-adevăr, deja o încărcătură foarte mare atunci, în momentul ăla. Fie din partea părinților, fie, nu știu, e un context foarte ciudat, încărcat, fie sunt alte persoane din jur care cumva generează o stare de tensiune, de chiar agresivitate. Dar tendința noastră este să fim fericiți. Adică ne așteptăm ca viața să fie bună. Deci probabil și dezamăgirile. O să facem o scurtă pauză. Voi auziți zgomotele care se aud în platou?
important este dacă se audă și la voi. Nu, sunt niște bătăi pe care noi le auzim aici în platou. Deci nu le auziți. Ok. La ce minut se întâmplă povestea asta ca să știu de unde să tai? Ok. Mersi. Eu am o vorbă acum, nu știu dacă este corectă sau nu, dar respectând linia rănilor emoționale, totuși mie mi se pare că fiecare dintre noi alegem undeva la începutul primei părți a vieții, când suntem copii, alegem o temă de viață, alegem pe ceva pe care să lucrăm. De regulă nu este o chestie de bucurie, e așa o traumă, o rană pe care să lucrăm de-a lungul vieții și care ne și focusează așa în sus. Avem nevoie de rănile astea, ne ajută să evoluăm, chiar ne alegem cât o rană, pentru că din lucrul meu cu toți clienții simt că toată lumea are ceva. Chit că poate mama nu mi-a făcut cine știe ce, dar ce spuneai tu, diferența între așteptare și și realitatea este destul de mare. Poate mama nici nu-și dă seama, pentru că copilul, cum spuneai tu, e preverbal, încă nu știe să exprime și nu spune o grămadă de lucruri. Deci facem aceste cumva alegeri inconștiente să avem o rană pe care să lucrăm? Pentru mine, ideea în sine de rană implică o vulnerabilitate, știi? O inferioritate. Eu privesc un pic lucrurile diferit. După atâția ani de practică și atâția oameni pe care i-am avut în față, de vârste diferite, din contexte diferite, culturi diferite, naționalități diferite, am ajuns la o concluzie. Fiecare dintre noi are într-adevăr o provocare, mai mare sau mai mică. Există ceva, un obstacol de depășit, dar sensul vieții întotdeauna este de creștere și evoluție. Viața nu este, nu-și râde de noi, ca să zic așa. Nu ne provoacă doar așa ca să ne vadă cum ne chinuim. Știe întotdeauna că există o cale. Știi? Eu le spun în ultimul timp oamenilor că avem multe de învățat de la apă. Dacă am fi ca apa, cred că ne-ar fi mai ușor. Noi de multe ori și am fost învățați să valorizăm, să fim ca stânca. Știi? Neclintiți, dur, puternici. Și a fost o experiență interesantă. Cu siguranță puternicitoare, dar să fii ca apa, mie mi se pare, în ultimul timp reflectez la și contemplu natura și reflectez la ce învăț din natură și am învățat multe de la apă. Pentru că apa nu renunță niciodată și își croiește drum și își schimbă forma și se adaptează și poate să ia atâtea și atâtea stări, poate să intre în atâtea stări și în permanență se transformă, dar niciodată nu se pierde. Să fii ca apa înseamnă ca indiferent ce obstacol ai, să hotărăști ce faci cu el. Dacă sunt un râu de munte, un râu de munte, o să pot să trec peste, am forță să trec peste. Dacă sunt un pârâiaș, o să ocolesc bolovanul. Dacă sunt doar un firicel de apă, s-ar putea să fie mai ușor să mă evapor și să fiu un nor. Și tot trec peste. Știi? Adică putem să rămânem așa în conceptul acesta al rănii, care îi dă foarte multă putere și rănii și stării noastre de victimă. Sau putem să ne uităm la obstacole și să spunem ce e chestia asta din fața mea? E un munte, e o pietricică, e un bolovan și cine sunt eu și ce pot să fac cu ea? Dar o cale există întotdeauna să trec peste. Și de fapt scopul ăsta este, știi, să creștem, să evoluăm, să descoper că pot să fiu mai mult decât o victimă. Să descoper că în ultimul timp lucrez foarte mult cu oamenii pe ceea ce se numește reparenting. Mama n-a fost ce aș fi avut eu nevoie să fie sau ceea ce știu eu că ar însemna așa intuitiv aspectul de mamă. Nici tata. Dar ce fac eu pentru mine? Ce fac eu pentru copilul meu interior? În ce fel sunt eu o mamă bună pentru copilul meu interior? Și mamă bună înseamnă blândă și fermă în același timp. Nu înseamnă doar blândă. Și apropo de rană, mi se pare important să vorbim despre un aspect pe care îl tot întâlnesc. Foarte mulți părinți hotărăsc să fie părinți din rană și vor reacționa din rana lor. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei au tras o concluzie, că au fost nedreptățiți de viață într-un fel. Că ar fi trebuit să fie susținut și nu au fost și atunci se numește trădare.
că ar fi trebuit să fie iubit și nu a fost iubit și atunci se numește abandon. Că, nu știu, că ar fi trebuit să fie priviți de cineva așa din cap până în picioare și văzuți și nu au fost și se numește respingere. Și din felul în care ei au perceput această realitate, se întorc către copiilor și spun copilul meu nu trebuie să treacă prin asta. Și intră în mecanismul de compensare și sunt supraprotectori, sunt sufocanți, le oferă libertate fără limite. Și asta duce la o altă generație traumatizată de generație traumatizată. Adică copiii ăștia nu mai sunt traumatizați de viață, căci viața lor e ușoară. S-au născut într-un context istoric și social și economic ușor, care ne oferă suficiente resurse și libertăți și sunt traumatizați de părinți. Pentru că vine mama și spune... Eu m-am simțit abandonată, de aceea vreau tot timpul să fiu, vreau să fiu o prietenă bună a copilului meu. Dar prietenă bună înseamnă că trebuie să-mi spună tot ce se întâmplă. Nu, un adolescent este firesc să nu mai vrea să vorbească cu mama. Nu înseamnă că nu te iubește, nu înseamnă că te respinge. Înseamnă că a ajuns la vârsta aceea la care vrea să simtă că el poate să-și conțină provocările vieții. Pentru că dacă tot timpul va fi cineva acolo, el nu va ști cât poate el să ducă. Și atunci uneori tace și nu-ți spune prin ce trece și nu înseamnă neapărat că e slab și nu înseamnă că nu te mai iubește. Înseamnă doar că este pregătit să-și conțină provocarea și nu are nevoie de interferențe. Nu are nevoie să-i spună cineva ce să facă și cum să facă. Știi? Adică e, până la urmă, ce putem să facem? Sunt părinți care reușesc să conștientizeze că au de lucrat cu ei și lucrează cu rănile lor și... își curăță trecutul astfel încât să-și poată privi copilul la potențialul lui. Unii nu o fac, dar ce pot să facă toți este să înceapă să facă verificarea cu realitate. Adică atunci când cred că dacă eu, și asta este o experiență pe care eu am avut-o, eu, pentru că am fost un copil foarte empatic, nu suportam și nu puteam să văd copiii umiliți, răniți, ceea ce asta se numește bullying, nu-l suportam. Aveam senzația că mă rănește pe mine, chiar dacă nu mi se întâmpla mie. Nu făceam asta altora, dar mă simțeam rănită și mă simțeam vulnerabilă dacă mi se întâmpla. Copiii mei nu au această problemă. Au fost în situația în care au fost bullied și au mers mai departe. Au venit, au vorbit cu mine, dar nu din aceeași ipostază pe care am văzut-o eu la mine ca și copil. Mult mai împuterniciți, mult mai relaxați. Pentru că între timp i-au descoperit că oamenii au dreptul să aibă păreri, că toată lumea știe să comunice, că unii sunt foarte critici sau chiar agresivi cu alții, că au dreptul să se îndepărteze, că au dreptul să-și creeze sau să-și caute un spațiu de siguranță, dar că viața nu e perfectă și nici oamenii nu sunt toți la fel. Și ei nu mai au aceeași sensibilitate pe care am avut-o eu, care a trebuit să descoper singură lucrurile astea. Știi? Să mă uit în jur și să văd că unii mă iubesc, unii nu. Unii mă plac, unii nu. Cu unii pot să am niște conversații foarte profunde, cu unii nu. Rămân la nivel superficial. Și a trebuit să trag niște concluzii. Căci nu am avut cu cine să vorbesc atunci. Așa că asta este ceva ce putem face acum. Știi? Să... Expresia din engleză este own your wound, știi? Adică cred că e momentul să ne asumăm rănile. E ok și să ni le ducem așa, să rămânem în ipostaza de victimă, dacă ne place. Dar să încercăm măcar să nu proiectăm, să nu o dăm mai departe. Pentru că eu văd acum niște copii atât de puternici. Puternici în sensul că sunt adaptați. Se uită în jur și pricep o grămadă de lucruri legat de relații, legat de viață. Trag niște concluzii foarte profunde, pe care uneori nu le aud și nu le văd la adulți, sunt adaptați. E adevărat că viața lor este, cum spuneam, social, economic, este mult mai ușoară decât a noastră și mult mai ușoară decât a generațiilor anterioare. Asta nu înseamnă că nu sunt adaptați. Dimpotrivă, pot să cuprindă mai mult din viață. Ai spus mai multe idei, sper să le pot lua pe fiecare în parte. Cred că o să iau pe ultima, că mi-e cea mai la îndemână. Cum ai reușit să faci cu copiii tăi astfel încât să nu se mai simtă răniți, deranjați în momentul în care sunt agresați, să zicem, verbal, dacă folosim cu termenul de bullying, să zicem că rămâne doar la o agresiune verbală, emoțională și neapărat la una fizică? Ce ai făcut ca în primul rând n-am generalizat. Pentru că sunt foarte diferiți și fiecare a reacționat diferit.
Luca s-a luptat, fiul meu care are 16 ani, s-a luptat foarte mult cu cu ideea de non-agresivitate. El nu a vrut să răspundă, n-a vrut să lovească și nu știa ce să facă atunci când era agresat, șicanat, lovit mai puțin, dar erau șicane la școală. Multă vreme eu nu am știut de ele, deși comunicam foarte bine și nu l-am criticat niciodată, deci știu sigur că nu de asta n-am comunicat, nu pentru că n-ar fi avut un cadru deschis, ci pentru că, așa cum spuneam, a vrut să și le rezolve singur, pentru că l-am încurajat în măsura în care poate să-și gestioneze relațiile, pentru că a avut și o învățătoare care i-a încurajat pe toți să facă același lucru. Și atunci el a înțeles că dacă n-a ajuns la capătul puterilor, se mai poate. Și o vreme a încercat să-și gestioneze singur relațiile. La un moment dat a dat și el. După care a venit acasă plângând și spunând că el nu este așa și el nu vrea să dea, și dar el nu știe ce să facă, pentru că a încercat tot, a încercat să se distanțeze, a încercat să îi spună celălalt ferm, a încercat toate variantele non-agresive pe care le știa, dar trebuie să se întâlnească fiecare zi la școală cu acei colegi și unii erau foarte perseverenți în acest bullying. Și mi-a spus că este foarte supărat pe el și am spus, ok, deja s-a întâmplat. N-ai ce să mai faci. Ce poți să faci este să încerci să comunici. Dar va trebui să accepți că în viața asta nu o să poți comunici, nu o să poți să comunici cu toată lumea. Sunt oameni care îți vor închide ușa în nas. Apropo de îndreptățire, nu te aștepta și nu crede că toți sunt asemenții. Caută soluția adaptată. Uneori, poate ajută inclusiv, ai înțeles că te descurci și că te-ai străduit să te descurci singur? Poate merită totuși să vorbești și cu învățătoarea, pentru că era o treabă internă, am zis să nu intervenim noi. Și a reușit să o gestioneze de acolo. Mara, care este un copil de forță și întotdeauna a emanat forță, a luat decizia foarte repede că va fi ea cea care dă. Cu ea a trebuit să negociem și să discutăm despre cum să facă să-și stăpânească acest impuls, ca de câte ori cineva o agresează și canează să nu ridice pumnul. Pentru că la un moment dat, și asta a fost iarăși un moment din care am învățat foarte mult, la un moment dat am aflat de la școală că Mara l-a pocnit în față pe prietenul ei cel mai bun, culmea. Și am discutat cu ea și am întrebat-o și mi-a zis, m-a tot șicanat și m-a rănit, că era el prietenul cel mai bun. Dar de data asta s-a rănit și pe ea, pentru că a venit și mi-a zis, da, dar l-am lovit pe Teo și Teo e prietenul meu. Și din clipa aia am început să lucrăm pe ce poate să facă cu impulsurile astea, ce simte în interior, cum altfel poate să reacționeze și încet, încet a reușit să-și gestioneze emoțional tendința asta, impulsul ăsta de a riposta și de a reacționa în forță. Deci primul lucru pe care l-am făcut a fost să nu generalizez, să nu spun, toți copiii sunt la fel, toate situațiile sunt la fel, deci copiii trebuie să știe pasul 1, 2 și 3. A trebuit să-i ascult pe fiecare în contexte și ținând cont și de calitățile și de sensibilitățile fiecăruia, pentru că sunt foarte diferiți. Un alt lucru pe care putem să-l facem cu toții este să ascultăm. Să ascultăm bine contextul. Tendința adulților, am observat că este să tragă repede concluzii. M-am prins cum a fost situația, știu cine a fost de vină, împărțim dreptatea și eu am rezolvat-o. Și niciodată dreptatea nu e de o singură parte, mai ales când e vorba de conflicte între copii. Adică ar trebui, mai ales că sunt și implicați în școli, sunt implicați și adulții, și mediul, și contextul, și mesajele pe care le primesc. Așa că ar trebui căutată rădăcina. Și cred că și aici putem să provocăm destul de multe rând dacă catalogăm, să zicem, propriul copil, lasă că știu că tu cauți tot timpul ceartă, cauți să te bați. Și atunci copilul... Adică să nu etichetăm și să nu ne judecăm. Dar mi se pare foarte important lucrurile astea. Putem să rănim. Putem să rănim pentru că e această rană, știi, a respingerii, care poate să ia această formă, știi, a judecății. Atunci când ne etichetăm copilul și practic îl limităm. Știi, respingerea la asta se referă. Ți-aduce aminte că spuneam că așteptarea celui care percepe respingerea ca o rană este să fie văzut din cap până în picioare. Și când e văzut așa, doar când este cu minte sau doar când ia note bune sau doar când e agresiv, căci sunt și adulți, părinți care încurajează asta, sau doar când, nu știu, se poartă frumos cu ceilalți și e de ajutor,
el nu va învăța celelalte aspecte ale vieții. Și de aici vine rana, din faptul că el simte că este incomplet. Pentru că vrea să fie recunoscut și când n-are chef să facă pe plac. Vrea să fie recunoscut și când nu ia note bune. Pentru că anumite materii nu-i plac sau poate îi plac, dar nu știe cum deocamdată. Adică are nevoie de suport să se completeze. Deci da, cred că e foarte important să nu judecăm, să nu ne etichetăm copiii și să-i punem așa, să le punem o etichetă, să-i punem într-o cutiuță, să spunem al meu e timid, al meu e deștept, al meu e curajos. Nu, și acela curajos va avea frici. Dacă nu-i permitem să aibă frici, le va ascunde. Și se va răni singur așa, pentru că va renunța la o parte din el. În esență, asta este de fapt rana. Știi? O stare incompletă a sinelui. Și rana este cu atât mai adâncă cu cât renunțăm la o parte mai importantă din noi. Sunt situații în care oamenii renunță la iubire. E greu să trăiești fără iubire. Iubirea e viață. Că avem nevoie, știm asta. Copiii, animăluțele care trăiesc fără iubire se atrofiază, nu se dezvoltă. Deci știm asta, experiențial, nu e filozofie, nu e metafizică. Este fizică curată și biologie. Avem nevoie de iubire. O persoană care refuză dreptul la iubire va fi incomplet. Și este o parte importantă. O persoană care, de exemplu, consideră că a fost abandonată, nu se va atașa de nimeni. Dar va tânji după această conexiune profundă cu cineva. De ce? Pentru că o avem. E în programul nostru de atunci, din perioada aceea în care eram conectați cu cineva, cu mama, în speță, foarte intim, prin acel cordon umbilical, prin contactul direct, prin spațiul acela care ne proteja și cu care aveam contact, așa, piele pe piele, contact direct. Avem această nevoie de contact. Și persoana care crede că a fost abandonată va respinge și va evita atașamentul de altcineva. Dar va tânji după asta. Adică va trăi cu conștiința lipsei. Pentru care va blama pe cineva. Pentru că menționai despre abandon și mai devreme vorbeai despre să alegem ca adulți să nu mai rămânem cramponați în rana trecutului, ci să ne transformăm mai degrabă asemeni apei. Mm-hmm. Cum ar putea persoanele care identifică că au această rană, să zicem de abandon, poate să fie orice alt tip de rană, de respingere, oricare, cum poate să treacă de la zona de rană să treacă, să fie în partea aceasta de flexibilitate, de a-și căuta drumul către ceea ce își dorește să devină, să fie sau unde vrea să ajungă? Știi, în spatele unei răni adânci este o convingere foarte puternică, cum că acesta este adevăr. Primul lucru pe care îl fac cu oamenii care vin cu astfel de răni este să facem verificarea cu realitatea. Și verificăm ceva. Dacă existi, deci dacă suntem aici față în față și vorbim, existi. Dacă existi, sigur ai fost iubit. Poate nu total, poate nu conștient, poate nu până la extaz. Dar ai fost iubit și sigur n-ai fost abandonat, pentru că ca tu să existi ca ființă, a trebuit ca cel puțin câteva forțe foarte importante, câțiva factori importanți să decidă că ești dorit. Unu, viața. Că cele două cele puteau să întâlnească și totuși să nu se întâmple. Corect? Știm deja din laboratoare că uneori se întâmplă, uneori nu. Deci viața a ales. Doi, mama, că te-a abandonat în orfelinat, la naștere, după naștere la bunici, la o mătușă, a plecat în Italia, nu contează când și unde. Dar dacă te-a născut, sigur nu te-a abandonat. Poate n-a putut să ducă mai mult, dar sigur n-avea cum să te abandoneze pentru că existi. Că dacă te-a abandonat, te-a abandonat înainte. Da? Deci a reușit să susțină viața atât. Până la o lună, două, trei, un an, zece sau când n-a mai putut ea și atunci a luat o decizie. Nici măcar abandonul în orfelinat mie nu mi se pare că este, cum să zic, chiar și acolo eu văd o dovadă de iubire. Știi? Pentru că să abandonezi copilul statului, unei instituții, înseamnă să crezi, poate adevărat, poate nu, dar înseamnă totuși să crezi că altcineva poate să aibă grijă de copilul tău mai bine decât poți. Poate nu e adevărat, nu discutăm acum despre asta, dar este o dovadă de iubire.
e minimă. Poate copilul are, acela are nevoie de mai mult, dar este deja, știi? Și primul lucru pe care îl fac eu este această verificare cu realitate. Dacă existi, sigur, viața nu te-a abandonat, nici mama nu te-a abandonat. Asta e sigur. Când ai primit tot, hai să vedem ce facem cu restul. Cu ce s-a întâmplat, cu ce ai de spus, cu ce putem face acum. Și apoi, a doua etapă este asta, în care ne uităm la ce poți face. Dacă mai trăiește mama, ai nevoie de o confruntare? Dacă e nevoie de o confruntare, eu încurajez pe oameni să aibă această confruntare. Din spațiul acela al adevărului. Din ce simt, nu din ce au auzit, nu din ce, din felul care alți adulți au judecat-o pe mama, ci din ce simt ei. Dacă nu mai trăiește, se poate, adică putem lucra, putem procesa această confruntare virtuală, acest moment, acest spațiu în care persoana respectivă să spună ce simte, de ce ar fi avut nevoie, astfel încât vocea aceea a copilului să fie auzită. Pentru că, repet, noi ne-am abandonat pe noi, știi? Atunci când am crezut că nu se poate. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta și o parte din mine este irreversibil pierdută și nu e adevărat. Orice parte din noi poate fi recuperată. Oricând ne hotărâm să facem asta. Au întâlnit și persoane care au rămas foarte multă vreme în această încrâncenare de a crede că lucrurile așa sunt și nu pot fi privite decât în felul ăsta. Prin prisma abandonului, a respingerii, a trădării. Adevărul este că oricând putem să recuperăm o parte. Uneori e mai mult de lucru. Uneori e nevoie de mai multă energie. Poate de comunicare mai bună cu oameni. Dar se poate recupera întotdeauna orice parte din noi. Așa că asta este un mesaj care mi se pare important să ajungă la oameni. Că ceea ce ei numesc rană, da, poate să fie o lucrare interioară mai complexă, dar se poate face și se pot întregi. Nu există caz pierdut, știi? Bine, acum mă întreb dacă oamenii într-adevăr își recunosc aceste răni, dacă își dau seama de ele. Adică eu nu știu câți oameni, bine, sunt anumiți oameni care se plâng și le place să se plângă, dar văd, am chiar un exemplu de o persoană care e destul de așa, genul de bărbat puternic, care face o grămadă de chestii. Și acasă mi se pare că avem noi expresia asta că e ținut tot timpul sub papuc, deși este destul de nefericit și se plânge că mi se întâmplă asta și asta în căsătorie. Dar cu toate astea vine și compensează și își ajută tot timpul familia, este acolo pentru ea, este dedicat familiei, de la, nu știu, de la spălatul rufelor până, deci... Și cum aș numi eu asta? Real life therapy. Adică, oamenii pot să proceseze și să-și rezolve, să-și integreze niște aspecte în terapie, mai repede, mai susținut, într-un proces mai complex. Dar unor o fac ei acasă, la ei. Ce descrii tu este un caz de compensare care este terapeutic, doar că e pe termen lung și cu efecte secundare. Mm-hmm. Adică nu e un lucru rău, așa privit din afară social, ai spune, ok, ce se întâmplă cu omul ăsta, știi? Undeva totuși în viața lui îl doare ceva, undeva nu se simte fericit, nu se simte relaxat, nu e bine cu el și totuși de ce continuă? Dacă în spate este o rană, poate că are nevoie de această siguranță. Care, știi, ție sau mie, dacă ne uităm, s-ar putea să ni se pară ca fiind atașament sau chiar dependență sau codependență, știi? E ușor să etichetăm, dar dacă te uiți la ansamblu, s-ar putea să-ți dai seama că omul acesta își rezolvă, de fapt, în real life, în viața de zi cu zi, își rezolvă o traumă singur. Mm-hmm. Cum? Asigurându-se că poate. Că poate să ofere, că poate să țină pe cineva alături. Probabil că relația este cu beneficii de ambele părți, dinamica asta, știi? Adică și de partea cealaltă cineva susține acest model și cuiva îi convine această dependență sau codependență. Mm-hmm. Dar persoana de fapt își vindecă o rană. Și-o vindecă în felul acesta? Dacă este nemulțumit de relație? Știi de ce spun că și-o vindecă? Pentru că într-o zi o se sature. Într-o zi, dacă i-a ajuns, adică dacă mintea lui și trăirea lui a receptat suficient de mult că
poate să mențină și poate să susțină o relație și dacă în spate este o rană de abandon sau este o rană de respingere și el vede un an, doi, 10, 20 că el este capabil să gestioneze o relație, să ofere și să mențină o relație, într-o zi o să renunțe la efectele secundare și o să spună ok, suficient. De astăzi fie recontractăm, fie schimbăm relația, schimbăm contractul, fie schimbăm relația, dacă nu se poate altfel. De asta spun că este terapeutic, doar că este un proces foarte lent și cu efecte secundare. Adică de obicei o astfel de vindecare lentă și cumva așa organică ar putea să-i rănească pe alții. Copiii care stau într-o relație de compromis, copii băieți care văd un model masculin care nu este ferm, nu este asumat, nu pune niște limite dacă e o persoană care, care nu-și respectă limitele, știi, și se lasă compromis sau dominat. Deci da, există niște efecte secundare, dar de fapt persoana este în procesul lui de vindecare, așa cum știe el, așa cum crede el. Da, în cazul acesta este a trăit cu siguranță abandonul din perspectiva tatălui și respingerea din perspectiva mamei și sunt amândouă combinate într-un mod foarte frumos și compensează într-adevăr la... Și se va hrăni din această situație. Asta dacă nu se hotărăște să meargă pe repede înainte și să meargă într-un proces în care să înțeleagă de unde comportamentele și alegerile pe care le face. Sau o să lase viața, să-l aducă în punctul ăla în care să doară suficient de tare undeva, ori în relația copiii, ori în neîmplinire, ori orice altă persoană se va hotărâ să rupă contractul într-o zi și atunci o să apară șocul și dezamăgirea. Eu care am fost aici alături de tine, știi, mă trezesc dintr-o dată că nu mai aparțin. Ne apropiem de final, ca de obicei, timpul trece foarte, foarte, foarte repede, sau mai senzația. Să mergem tot așa pe linia aceasta a abandonului. Dacă un părinte, să zicem că am un copil și am fost plecat, l-am abandonat, fost în Italia, primii 5 ani din viața copilului, sunt tată și după aceea revin, îmi dedic timp, mi-arăt disponibilitatea emoțională față de copil, rămâne totuși rana asta, poate să rămână acolo rana aceasta de abandon? Știi, sunt multe lucruri de spus despre situația asta, dar ce simt acum că e foarte important este să clarificăm un lucru. Toate rănile sunt de multe ori întreținute de părinții care se simt vinovați și care prin sentimentul și comportamentul de vinovăție întăresc această idee că eu aș fi fost îndreptățit să primesc mai mult. Căci în spate, repet, asta este îndreptățirea, sentimentul de îndreptățire. Viața trebuia să fie perfectă, trebuia să fie iubit, trebuia să fie acceptat, trebuia să mama să fie perfectă, tata să fie acolo, lucid, prezent și de multe ori n-a fost așa. Și spun asta pentru că în clipa în care lucrez cu părinți și lucrez pe astfel de situații în care fie au făcut niște greșeli în relația cu copilul, în primii ani de viață și ajung la adolescență și dintr-o dată copilul devine dictatorial, abuziv, uneori agresiv, sfidător, arogant și ei spun, ok, am greșit, acum ce mai fac? Ce poți să faci? În primul rând, este să-ți asumi greșelile pe care le-ai făcut, dar cu demnitate. Cu demnitate înseamnă, n-am știut atunci, m-am trezit astăzi. Astăzi, dacă vrei, vorbim, lucrăm, facem împreună ce e nevoie să facem, mergem împreună la terapie dacă vrei, sau discutăm noi, sau povestim, sau desenăm împreună, sau facem ce ai tu nevoie să faci, eu sunt aici pentru tine. N-am cum să întorc trecutul în sensul ăla de a șterge cu buretele. Ce putem să facem amândoi să conștientizăm că atunci n-am știut mai bine de atât. Adică asta mi se pare important, pentru că aud foarte des în ultimul timp, apropo de relații, sunt foarte multe relații de cuplu care ajung la un final, sunt relații cu copii și de multe ori adulții au această dilemă. O să mă judece copii. Și le aduc aminte că dacă majoritatea dintre ei nu au cerut permisiunea copilului când am intrat în relație,
nu trebuie să o ceară nici când ies. Au însă, într-adevăr, o responsabilitate ca adult să verifice cum facem această schimbare astfel încât să ție bine și ție. Ce ai nevoie de la mine ca să treci prin această schimbare într-un mod sănătos. Dar nu e treaba ta să-mi cer socoteală și nu e treaba mea să dau socoteală legat de relațiile mele, tot așa cum nici tu, probabil copil, nu o să vrei ca eu să-ți spun cu cine să ai o relație sau cu cine să nu ai o relație. E un aspect pe care ar fi important să-l clarificăm. Să intrăm în procesul ăsta de vindecare și de negociere copilul cu demnitate. Iar apropo de abandon, sunt situații în care adulții au considerat că cea mai bună soluție pentru bunăstarea lor și a copiilor poate n-au avut legătură cu banii, poate asta a fost doar o scuză, poate au avut nevoie de o schimbare și au simțit să plece. Și atunci există o cale sănătoasă prin care poți să faci asta. Și atunci se poate evita traumatizarea inutilă, știi? Traumatizarea înseamnă că copilul nu este pregătit pentru schimbarea prin care trece și va avea o senzație de descurajare, de cădere. Se poate evita asta dacă se comunică, dacă se ține legătura în permanență cu copilul, dacă este întrebat cum vrei să facem, dacă este inclus în decizia de a pleca cu părintele sau de a rămâne. Pentru că sunt copii care își asumă și spun, e ok să rămân cu mătușa, e ok să rămân cu bunicul. Dar contează foarte mult să fie întrebați. Foarte mulți astfel de părinți au plecat pe ascuns și și-au amăgit copiii cu minciuni. O să mă întorc peste o lună, peste un an ne vedem, de Crăciun vine mami. Și normal că la un moment dat copilul spune, stai un pic, dar chiar pot să am încredere în tine? Știi, de atâta vreme mă minți. Aici apare durerea. Da. Ce putem să facem? Să discutăm cu ei sincer și să implicăm în soluții. Adică, uite, eu cred că avem nevoie de schimbarea asta. Cum o facem ca să-ți fie și ție bine? Vrei să vii cu mine? Nu vrei? Ar fi bine să știi ce înseamnă și o variantă și alta. Dacă îi luăm și pe ei în barca asta deciziei, ei vor simți că ei sunt importanți, că sunt conectați, că sunt iubiți pentru că s-a ținut cont de ei și ei se simt în siguranță. Deci se poate face această tranziție într-un mod sănătos. Nu plecarea părinților e problema, ci modul în care se face. Mai am o întrebare la care te rog să răspunzi în maxim un minut. Okay. Este o întrebare într-adevăr importantă. Ce putem face ca părinți să prevenim aceste răni foarte pe scurt și eventual și o carte unde putem să aflăm mai multe detalii? Păi, în primul rând să fim sinceri cu noi. Doi, dacă în viața noastră apar niște semne că ceva din ceea ce noi am sădit în relația cu copilul nu e sănătos, să ne uităm, să nu ignorăm lucrurile astea, dacă apar comportamente deranjante din partea copilului, dacă apare sfidare, dacă apar comportamente care rănesc, înseamnă că am ignorat ceva vreme sau de ceva vreme am ignorat niște lucruri. Deci să rămânem foarte atenți și prezenți. Și apoi să avem curajul să intrăm în rănile noastre, acelea pe care le-am avut noi în copilărie și să facem curat acolo astfel încât să putem să vedem copilul nostru la potențialul lui. Nu vine acum în minte o carte anume. Nu mă gândesc la ceva anume acum. Mulțumesc frumos pentru ideile. Valoroase. Cu drag și îți mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă invit să citiți articolele din revista Psihologie care a apărut în magazin. Pe curând!